Salutare, dragi și dragi, eu sunt Adina și voi sunteți Parfumul 35. Vom lua asta de aici. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Tocmai ați văzut-o pe Ronda, care s-a plictisit să stea în spate și și-a dat seama că ar trebui să facă altceva. Bun, bine ați revenit pe canalul meu. În cazul în care sunteți noi, abonați-vă, lăsați-mi gândurile voastre în comentarii și totodată nu uitați să împărtășiți acest video și cu prietenii voștri și spuneți-le și lor despre ce fac eu aici pe Parfumul 35 și abia aștept să împărtășiți cu mine parfumurile care vouă vi se par potrivite pentru titlul pe care eu l-am afișat aici, și anume parfumuri care eu cred că sunt foarte bune pentru sfârșitul de septembrie, respectiv începutul lunii octombrie. Am ales 5 parfumuri și despre ele o să vorbesc în acest video, așa că stați până la final. Bun, fără introduceri, haideți să începem! Primul dintre ele și parfumul pe care eu l-am purtat chiar sâmbătă este acest Angel Nova. Angel Nova, sunt sigură că voi îl cunoașteți. Angel Nova este, cred că, ultima lansare de la Mugler, înainte să fie achiziționat de L'Oreal. Este un parfum extrem de fructat, este un parfum care are licii, care are rhubarbă, care cred că are ceva zmeură. Nu se aseamănă absolut deloc cu clasicul Angel, în cazul în care ai așteptarea ca acest Angel Nova să semene într-un fel cu paciuliu, cu ideea asta de paciuliu pe care o are clasicul Angel, deci nu este așa, dar este un parfum extrem de tineresc, este un parfum care încă te îmbie la vacanță, dar în același timp este un parfum extrem de persistent, este un parfum care, deși nu este cameleonic, reușești să-l resimți în jurul tău cam toată ziua, cel puțin așa este în cazul meu. Sâmbătă l-am purtat, am fost plecată de acasă, nu am avut timp să mă tot pulverizez și de la 10 dimineața când l-am pulverizat eu până seara pe la 9, cred că când am ajuns acasă, am reușit să-l resimt. Deci, mie îmi place foarte mult, cred că se pretează foarte bine la vremea asta încă caldă, dar cu nopțile le-am un pic reporoase. Deci primul. Bun, am terminat cu primul, să trecem la al doilea. Al doilea parfum din topul meu de astăzi este acest Amber Elixir de la Oriflame. Parfumul ăsta este un parfum extrem de complex, este un parfum un pic mai matur. Amber Elixir este un parfum care are niște note de struguri, se simte ideea asta de struguri copți. Este un parfum care pe lângă strugurii aceștia are și niște note de mandarină. Este un pic pudrat, cred că are niște note de heliotrop. Pe lângă heliotrop, cred că mai are și ceva note de migdale sau se simte așa aroma aceea un pic amărui a migdalelor și cred că toate astea au drept bază ambra. E un parfum frumos, extrem de frumos. E un parfum care poate fi purtat de toată lumea? Nu știu, pentru că ideea un pic amăruie pe care o dă heliotropul și combinația dintre heliotrop și migdale s-ar putea să nu fie placul tuturor. Însă, dacă ești în căutarea unui parfum unic care să nu-ți distrugă portofelul, cred că Amber Elixir este ceva spre care ai putea să te îndrepți. E un parfum extrem de persistent, e un parfum care, din punctul meu de vedere, atrage foarte multe complimente și te face să fii întrebată ce anume porți. Bun, al treilea în topul meu, continuăm cu parfumurile de la Oriflame, pentru că mie îmi plac foarte mult. Și ăsta este un alt parfum de buget. Un parfum minunat, un parfum enigmatic, așa cum îi spune și numele, este Enigma de la Oriflame. Enigma de la Oriflame este un parfum excepțional, ca și celălalt. Este un parfum din gama veche a parfumurilor de la Oriflame. Dacă Amber Elixir a fost lansat în 2009, cred că și Enigma tot în perioada aia a Oriflame-ului a fost lansat. Eu cred că sunt la a 6-a sau la a 7-a sticlă, m-am îndrăgostit de el iremediabil când eram în facultate și de atunci am constant o sticlă de Enigma în colecția mea. Enigma de la Oriflame, ca și acest Amber Elixir, are în el, cred că, niște note de ambră, dar deschiderea este destul de aerisită, destul de florală. Simt niște note de măr, dar cred că nu este neapărat fructul măr, cât mai degrabă floarea, ideea asta de floare de măr, pentru că se simte ideea de măr, dar într-o nuanță florală. Cred că mai are și ceva note de frezie în el. Toate pe baza asta ambrată, poate un pic vanilată, are și o notă de, sau o idee de parfum pudrat, dar fără să fie pudrat în stilul ăla de machiaj de ruj. Este și el un parfum care persistă toată ziua,
Este un parfum care cred că poate fi purtat vara sau în zilele ceva mai călduroase de toamnă. Dar Enigma de la Oriflame cred că este perfect pentru perioada asta de aproape octombrie. Al patrulea parfum din topul de astăzi este acest Alien Fusion. Dacă e să mă uit acum, am câte două parfumuri din fiecare, am avut două parfumuri de la Oriflame, acum două de la Mugler. Așa, Alien Fusion, în această sticlă roșie ca focul, Alien Fusion păstrează un pic din clasicul Alien, pentru că avem combinația aceea de ambră cu poate niște note florale. Nu avem iasomia care este regăsită în clasicul Alien, ci în acest Alien Fusion avem o deschidere un pic condimentată de ceva scorțișoară cu niște note de ghimbir pe aceeași bază de ambră, însă cumva în notele de mijloc avem tuberoză. Se resimte din plin tuberoza, se resimte din plin combinația foarte frumoasă din punctul meu de vedere dintre ghimbir și tuberoză. Aici s-ar putea să fiu subiectivă pentru că mie îmi place deopotrivă și ghimbirul, atât gustul lui cât și aroma, cât și tuberozele ca flori îmi plac foarte mult, sunt unele dintre florile mele preferate. Și vă spuneam, Alien Fusion îmbină exact ca într-o fuziune combinația asta de condiment, de scorțișoară și ghimbir, cu flori, pentru că avem tuberozele, și cu ambra și vanilia la notele de bază. Este wow! Este într-adevăr o fuziune perfectă de ingrediente într-o sticluță roșie ca focul. Deci, ultimele, dar nu cele din urmă, sunt două parfumuri de la Margiela pe care eu le am la 10 ml. Încă mă gândesc dacă să iau și varianta de 30 ml sau nu, pentru că au fost câteva oferte bune. Și le am pe acestea două, cred că cele mai cunoscute din parfumurile de la Margiela, By the Fireplace și Jazz Club. Atât Jazz Club cât și By the Fireplace au o combinație un pic lemnoasă, însă dacă e să ne gândim la By the Fireplace, în By the Fireplace se resimt niște note ceva lemn ars, se resimte într-adevăr nota aia lemnoasă, spre deosebire de Jazz Club, în care se resimte o notă de, cred că ceva brandy sau ceva whisky, oricum o notă un pic alcoolică, dar în același timp cu un iz din acela de butoi de whisky. Ambele sunt două parfumuri pe care le poți purta, mai ales că le poți ține în geantă dacă ai aceste ambalaje de 10 ml, însă dacă până acum vorbeam de persistență foarte mare, la acestea din păcate persistența nu este atât de bună, însă cel puțin din câte știu eu în lumea răbească a clonelor, se găsesc câteva alternative foarte bune la By the Fireplace, eu chiar am făcut un video și despre asta. Deci, dacă îți place By the Fireplace, dacă îți place Jazz Club, dacă îți plac în general parfumurile de la Margiela, te poți îndrepta spre acestea două pentru această perioadă tomnatică sau ușor tomnatică, însă să nu ai așteptări foarte mari când vine vorba de persistență, pentru că parfumurile de la Margiela, în general, nu prea persistă. Bun, cam atât pentru astăzi. Aștept gândurile voastre în comentarii. Pa, pa!